Vă salut, dragii mei, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Vavi Pigeon Loft. Astăzi vreau să vă prezint evoluția puiilor care i-am scos pentru matca proprie. Am avut câteva cereri în acest sens. Au fost prieteni care au dorit să vadă cum se prezintă acești pui și din punctul meu de vedere sunt niște pui superbi, crescuți foarte bine. I-am dat pe jos, i-am coborât din cuiburi și puii se prezintă foarte, foarte bine. Sunt niște pui crescuți bine, niște pui care s-au dezvoltat corespunzător și cu care nu am avut niciun fel de problemă. Va urma vaccinul de paramixoviroză pentru ei și sperăm că vor da la rândul lor pui sănătoși și pui de calitate. După cum știți, din videourile mele cu perechile pe care le-am băgat cu incesturile, aceștia sunt produsii lor, au crescut foarte bine puii. După cum cred că știți cei care mă urmăriți, avem aici pui din porumbei original de Van Bruyen, făcuți între ei, avem pui din Van Roy, avem pui de la domnul, din porumbei de la domnul Năstăsescu Daniel, avem pui de la domnul Zoltan, pui de la Savu Florin și noi ne-am gândit la niște combinații pe care le-am făcut în crescătorie și în urma cărora au rezultat acești pui. După cum vă spuneam, puii sunt crescuți bine, sunt sănătoși și de-abia așteptăm să-i băgăm în matca noastră. Se duc în cel la locul lor. Pentru cei care vor mai multe detalii despre acești pui, pot viziona din nou filmările mele care le-am făcut cu perechile, cu incesturile și acolo vor găsi detalii exacte despre părinții puilor, despre liniile din care provin. Perechea de bălțați pe care o cunoașteți, uitați-vă ce frumusețe de pui a dat. Și cu bălțata o să-i fac o prezentare specială și o prezentare individuală ei, deoarece în urma centralizărilor care au fost făcute acum, bălțata care de altfel a zburat foarte bine tot sezonul a concretizat și în urma centralizărilor, dar asta o să vedeți pe alt video. Astăzi am zis să prezentăm acești puișori. Pentru cei care au cerut, așa au evoluat puii. Avem unul, băi, tati, bă. Pui frumoși, sănătoși, crescuți bine și care sperăm să ne aducă bucurii pe viitor. Hop, unul deja a plecat la drum.
A crescut mare. Din nou încă una, un bălțat frumos aici. Bălțații și-au transmis genele foarte bine. Du-te, bă, și tu la loc acolo. Așa. Dragii mei, canalul meu de YouTube este Vavi Pigeon Loft. Abonați-vă, distribuiți postările mele. Pentru cei cărora le-am promis că voi prezenta acești pui și voi arăta stadiul lor de evoluție. Așa arată puii acum. Du-te, bă, și tu la loc. Și acești pui vor fi introduși în matca noastră. Măi, rău tot. Hai. Unde te duci, mă, rău? Atât a fost, dragii mei prieteni, pentru astăzi, pe video de astăzi. După cum v-am spus, am coborât puii din cuibare și acum sunt hrăniți la grămadă. Și în continuare credem că nu o să avem probleme cu acești pui. Vavi Pigeon Loft este canalul meu de YouTube. Abonați-vă, distribuiți postările mele. Haideți să apăsăm și butonul de like. Pentru cei cărora le place ce fac pe acest canal, aș vrea să văd și niște distribuiri la acest video. Și în rest, vă doresc numai bine, porumbei sănătoși, să aveți parte de tot ce vă doriți și toate cele bune. La revedere, dragii mei! Zi frumoasă!